Meteorologii au emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică. Este valabilă până mâine dimineață la ora 6. În acest interval vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, cu descărcări electrice, averse torențiale, grindină, intensificări ale vântului și posibil vijelii în Oltenia, sudul Banatului, vestul și nord-vestul Munteniei, Dobrogea și în vestul și sud-vestul Transilvaniei. A fost emisă și o avertizare cod portocaliu de averse torențiale, valabilă între orele 12 și 22. Sunt vizate județele Argeș, Vâlcea, Gorj, Mehedinți, Dolj, Olt și zona de munte a județelor Caraș-Severin, Hunedoara, Dâmbovița și Prahova.